Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul. Emisiune realizată cu sprijinul Mitropoliei Ardealului, Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia. Așa eu rămas numele de Mănăstirean. Și de la Mănăstirean am provenit și noi, părinții mei, tata și eu, ca moștenitor, tot așa am rămas cu numele ăsta de Mănăstirean. Mănăstireanul, pe numele său adevărat Simeon Cotoi din satul Băița, județul Mureș, este printre puținii care își mai amintesc de vechea mănăstire zidită în secolul al XVII-lea pe aceste meleaguri. Datele sunt fragmentate. Găsim informații despre Mănăstirea Băița în diferitele cărți de cult care circulau în vremea respectivă. Cea mai veche informație referitoare la Mănăstirea de la Băița o avem de la doamna istorică Ana Dumitran, de la Alba Iulia, care în cartea sa Mitropolitul Simeon Ștefan face o mențiune extraordinar de importantă pentru Mănăstirea din Băița. Acolo, la Alba Iulia, la 1648, a fost tipărit Noul Testament. Pentru prima dată, se pare că au fost 100 de exemplare tipărite în Mitropolia de la Belgrad, de la Alba Iulia, și unul dintre aceste 100 de exemplare, într-unul din el, doamna istorică Ana Dumitran ne spune despre această mențiune. Este menționată Mănăstirea Băița. Ori este un lucru foarte important acesta, deci este cea mai veche mențiune despre existența mănăstirii din Băița. Una dintre aceste cărți, din cele 100, tipărite Noul Testament de la Belgrad, a fost adus la Mănăstirea de la Băița. Și ceea ce este interesant este faptul că nu mai putem echivala ca și preț astăzi. Ceea ce știm este faptul că era foarte, foarte scumpă. În vremea respectivă, o carte de genul acesta, Noul Testament tipărit într-un tiraj atât de mic, doar 100 de bucăți, costa cam 2 boi. Ori într-o comunitate, într-un sat, existau 3 perechi de boi. Și cartea respectivă era păzită de preoți, era păzită de credincioșii satelor care stăteau pe rând la ușa bisericii și îngrijeau această carte. Deci, dacă apare Mănăstirea Băița menționată în Noul Testament de la Belgrad, într-unul din cele 100 de exemplare care au fost tipărite, consider că este un lucru foarte important pentru satul nostru. Mănăstirea Băița, azi în Comuna Lunca, județul Mureș, a fost o vatră monahală ortodoxă. Scapă și a distrugerului Bucov. Într-un recensământ din anul 1763 se menționa că aici trăiau și călugări uniți, dar și cei ortodoxi. Obștea monahală s-a plâns că baronul Corda le-a luat cu forța terenul agricol pe care îl aveau. Asupra aceluiași stări de fapt, aceleași plângeri, din anul 1763 de această dată, avem informația despre episcopul Petru Pavel Aron, care și el a încercat să rezolve situația. Mai târziu, în anul 1765, este menționat preotul Oană și două călugărițe. Se pare că la acea dată, mănăstirea era locuită de către monahii, preotul Onia, nefiind amintit cu numele de eromonah, cu siguranță era preot emir, dar diriguia viața spirituală a mănăstirii. Doamne și stăpânul vieții mele,
Duhul trândăviei, al grijirii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie. Iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-mi-l mie, robul tău. Întreaga viață socială, economică, ca și cea bisericească, a fost strânsă, legată, dependentă de regimul de dominație. Transilvania a avut neșansa să treacă de sub o stăpânire la alta, sub alta. Începând cu regatul feudal maghiar din a doua jumătate a secolului al XII-lea, când biserica a fost marginalizată, biserica românilor, în sensul că însăși regele Ungariei a ordonat ca nimeni dintre români să nu accede la titlurile nobiliare, întrucât era ortodox. Odată cu înfrângerea Turciei sub zidurile Viedenii la 1683, Habsburgii, în urma tratatului de pace de la Karlovitz, din 1699, se vor instaura în Transilvania. Deci Transilvania va ajunge sub dominație habsburgică. Încă de la început, Habsburgii și-au stabilit drept idee, forța, aceea de a atrage pe români la Biserica Romei, de a-i catoliciza. Și-au început o intensă propagandă ademenitoare, prin fel de fel de promisiuni făcute preoților, că vor fi scutiți de dijme, de dări, iar credincioșilor că vor fi egali cu ceilalți cetățeni. Așa se face că încet o bună parte din români au trecut la Biserica romană, catolică, de fapt, cum spun greco-catolică, cum spun credincioșii astăzi, unită cu Roma. La 1701, Leopold I, împăratul, dă o diplomă prin care confirmă cele întâmplate și în care românii sunt menținuți mai departe în aceeași stare de toleranță, biserica lor este socotită inegală cu a celorlalți, religia nu făcea parte dintre religiile recepte alături de catolică, luterană, calvină și unitariană. Începutul de secol XVIII aduce schimbări în mica obște de călugări de la Mănăstirea Ortodoxă din Băița. Forțarea unirii cu Roma i-a determinat pe unii să cedeze și să treacă la uniți. Așa se face că la Mănăstirea Băița, după anul 1720, conviețuiam în pace atât călugări ortodoxi cât și uniți. Aici trăiau și călugări uniți și neuniți și trăiau și călugărițe. A fost o mănăstire mică, în primul rând ca avere sau ca suprafață. Avea o lungime de 45 de stânjeni și o lățime de 30 de stânjeni. Acum, dimensiunile acestea nu spun mare lucru. Echivalentul lor ar fi că 1000 de stânjeni pătrați e egal cu 2000 de metri pătrați. Deci ceea ce ar traduce, echivalent, ar veni în jur de 27 de ari. Este suprafața pe care probabil se erau desfășurate chiliile și tot ce aveau ei acolo în administrare. Terenul arabil era de două câble,
sau două gălete. O găleată înseamnă sămânța necesară însămânțării unei jumătăți de hectar. Prin urmare, făcând socoteala tot așa, rezultă un teren arător de un hectar, iar fânețe de două care de fân. Mărturisiți-vă Dumnezeului Ceresc, aliluia, că în veac e mila lui, aliluia. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o sândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Celui ce a despărțit pământul peste ape, aliluia, că în viață... Eu mă gândesc la umilințele la care noi românii din Ardeal suntem supuși. De asta am trecut la uniți. După mine nu era altă scăpare. De acum o să te închini scaunului papal. Ba lui Dumnezeu. Ce treabă ai tu cu el? Dacă a greșit, a greșit înaintea lui Dumnezeu, nu a ta. Dumnezeu să-l judece, nu tu. Va răspunde pentru faptele sale înaintea lui Dumnezeu, nu a ta. Știi prea bine cât suntem toți de păcătoși și ce bârnă mare ne stă în ochi. Cât de greu ne este să ținem piept păcatelor și să le învingem. Pentru aceste păcate ne este nouă necesară îngăduința altora. Fratele pe care îl osândești este om ca și tine. Fii îngăduitor cu el, ca față de un om supus păcatului, întru totul asemenea ție. Iubește-l ca pe tine însuți, ținând seama de cuvintele Domnului. Acestea vă poruncesc să vă iubiți unul pe altul. Și așa cum te rogi Domnului pentru tine, ca să te ajute să te scape de păcat, tot așa roagă-te și pentru fratele tău, să le libereze Domnul de ispită și de boala păcatului. Singur nu suntem în stare să risipim această suflare dătătoare de moarte și de întuneric. În aceste condiții nu mai avem dreptul să mai judecăm și o să o sândim pe alții. Minunea cea mai mare pe care ne-a lăsat-o nouă moștenire Mântuitorul Iisus Hristos este tocmai minunea suprafirească a iubirii vrăjmașilor. Dacă în Vechiul Testament s-a spus ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dacă s-a spus iubește-l pe aproapele tău, în Noul Testament Mântuitorul Iisus Hristos schimbă, desăvârșește de fapt iubirea față de aproapele până la iubirea vrăjmașilor, dându-se el însuși exemplu de iubire pe cruce atunci când a rostit, Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Sau cum a spus arhidiaconul Ștefan când era ucis cu pietre, Părinte, nu le socoti lor păcatul acesta. Deci dacă într-adevăr avem iubire desăvârșită, dacă agape, această iubire dumnezeiască pătrunde în întreaga ființa noastră, atunci suntem capabili și de iubire a vrăjmașilor noștri. Nu mai judecăm pe nimeni, ne considerăm noi înșine nevrednici și astfel înțelegem care este voia lui Dumnezeu în viața noastră. Înțelegându-o ca atare, nu spunem altceva decât atât, cum spune Apostolul Pavel, slugi netrebnice ce suntem, noi n-am făcut altceva decât ceea ce ne-a fost îngăduit să facem. Adică l-am lăsat pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră pur și simplu. Presiunea Habsburgilor de a-i trece la o credință străină pe români, de a-i face un amestec hibrid cu Roma, nu a făcut altceva decât să-i aducă pe unii mai aproape de Dumnezeu. În timp ce o parte dintre români au fost martirizați, preferând moartea decât o viață în minciună, alții s-au ridicat duhovnicește prin conviețuirea alături de cei care au căzut prada acestor momeli. Prin iubirea aproapelui, răbdarea și acceptarea lor, s-au mântuit și unii și alții. Au înțeles că doar supunerea față de Dumnezeu te înalță și că restul e doar sclavie. Călugării în iarnă, mai ales în iernă, în cerile acestea lungi de iarnă, poposeau pe la casele oameni. Băiții erau înălțate, oameni modeli. Erau
erau, majoritatea au fost iobați. Puțini au fost țărani liberi, adică jeleri. Și aveau mulți copii, în medie 5 pe o familie. Și mergeau seara pe la casele lor și încercau să-i învețe taina cărților pe copii, pruncii acestora, fiind de un mare ajutor, întrucât o perioadă de timp neexistă în școală. Și românii au dreptul să fie recunoscuți ca națiune a patra în Ardeal, nu numai plebes valahică. Eu nu te contrazic aici, Atanasie, dar pentru asta nu putem lăsa credința strămoșească. Nu ne putem vinde sufletele pentru palmă de pământ și pentru dorință de mărire. Eu bag m-am născut și eu bag am să mor, dacă așa vrea Bunul Dumnezeu. De unde să știu eu că starea asta nu mi-aduce mai degrabă mântuirea decât asemănarea cu cei ce au acum privilegii în Imperiu? Vă mai amintiți care a fost prima noastră încercare când am intrat în mănăstire? Supunerea. De fapt, ascultarea și supunerea. Pentru că este și prima lecție pe care ne-a dat-o Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Fără de mine nu puteți face nimic, spune El. Așadar, dependența noastră trebuie să fie doar de Dumnezeu, iar pe împărații lumii să-i lăsăm cu ale lor. Supunerea în cazul făpturilor zidite de Dumnezeu nu este o degradare, așa cum se întâmplă în cazul supușilor față de stăpânii și domnilor, ci dimpotrivă. Făcătorul însuși i-a spus mai înainte primului om creat: în ziua în care vei călca porunca și vei tăia dependența de mine, vei muri. Nu i-a spus: te voi omorâ, ci tu însuți te vei despărți de viața însăși, de făcătorul tău. Deznădejdea este păcatul care ne desparte definitiv de Dumnezeu. Deznădejdea este cea care nu poate fi compensată decât de agape. Ea poate fi acoperită, poate fi ștearsă din întreaga noastră existență prin iubirea desăvârșită. Iată ce spune un teolog profund al zilelor noastre relativ la felul în care iubirea dumnezeiască revărsată asupra vieții creștine poate să înlăture deznădejdea din viața omului. Când în adâncul orbitelor tale strigă groaza de moarte, teama de ruinare în neființă, când toate cele ale făpturii tale sunt în dureroasă agitare și frământare, din pricina nesiguranței cu privire la soarta care te așteaptă, când te surprinzi în fața primejdii de neînlăturat, de a te cufunda în bezna neantului, când nici chiar faptele tale de eroism moral și nici toată zestrea de virtuți cu care ai reușit să-ți împodobești sufletul nu-ți pot da certitudinea salvării, ci te lasă și mai departe sub apăsarea grea gândului că în orice clipă o poți vedea spulberată printr-un singur gest necugetat, toată agonizarea ta de bunătate, atunci agape, iubirea divină, singură, îți poate înțelege adevărata stare în care te afli. Ea singură poate străbate până în acel adânc al sufletului tău, în care își dau întâlnire chinuitoarea nesiguranță cu privire la destinul propriu, teama de pierzanie în care te mână păcatul, groaza că te lansezi în gol deasupra neființei, iar agape singură te poate scoate din tristețea amară a singurătății tale, din deznădejde, oferindu-se nu ca o idee abstractă, ci ca o persoană vie, ca un tu care vine lângă tine nu ca să te nimicească cu măreția și puterea ei, ci ca să slujească, sustrăgându-te pentru vecie de strămări în moarte. Nimeni altul nu-ți poate da un asemenea ajutor, fiindcă orice altă realitate care nu este Dumnezeu este supusă nimicniciei precum tu însuți. Iar agape este numele lui Dumnezeu. Așa spune Ioan Evanghelistul. Dumnezeu este iubire, iar cel care este din Dumnezeu este din iubire. Și nimeni care este în Dumnezeu și trăiește în iubire nu poate să urască pe aproapele său. Dacă spun că pe Dumnezeu îl iubesc, iar pe aproapele meu îl urăsc, sunt mincinos, spune Ioan Evanghelistul. Pentru că pe Dumnezeu pe care nu l-am văzut niciodată, nu-l pot iubi, dacă pe aproapele meu pe care îl văd, în permanență, îl urăsc. Aceasta este iubirea desăvârșită.
model al iubirii Sfintei Treimi, model a iubirii Mântuitorului Iisus Hristos, care s-a revărsat asupra noastră prin întrupare și prin tot ceea ce a făcut Hristos pentru noi și prin ceea ce face mai departe, pentru noi și pentru mântuirea noastră. La un moment dat, când tu simți că îți lipsește Hristos, bucuria comuniunii cu El este o stare de plină, o stare de mulțumire, o stare pe care și-a mărturisit-o, că se text de la Sfântul Apostol Pavel, nu eu mai trăiesc, ci Hristos este Cel care viețuiește în mine. Este cea mai mare mărturie. Sfântul Apostol Pavel a fost răpit până la al treilea cer. El, din prigonitorul lui Hristos, a devenit cel mai fecund apostol și mărturisitor al lui Hristos până la marginea lumii și martir pentru Hristos. De aceea el spune că a viețui în Hristos este starea de normalitate pe care, la care putem ajunge noi, putem ajunge, sau spre care tindem noi în tot timpul vieții noastre, pentru că este, de fapt, o șansă extraordinară sau o înălțime la care Sfinții au ajuns și ne aduc mărturii, pentru că dacă n-ar fi ajuns nimeni, nădăjduim și noi spre ceva, dar dacă nu a venit nimeni să ne spună cum e. Ba da, Sfinții au ajuns în cer tocmai pentru că au trăit cu Hristos, au trăit viața în Hristos, au simțit bucuria aceasta a unirii cu El cât mai frecvente, cât mai dese, deci împărtășanie dese, dar pregătite. Sfântul Ioan Gură de Aur spune, nici deasă, nici rară împărtășanie, ci pregătită. Asta este trăirea propriu-zisă a stării acestea, care e mult mai mult decât o stare de confort. Este chiar o stare de luptă, dar o luptă plină de bucurie, o luptă care îți arată izbânda la fiecare moment, la fiecare secundă. Cu o astfel de mentalitate, cu o credință atât de puternică ortodoxă, era greu să-i schimbi pe români și să-i faci să se închine mai mult scaunului papal decât lui Dumnezeu. Și totuși unii au făcut-o, indiferent de motivele lor, au fost puțini și majoritatea au trecut la uniți doar de formă. Noi nu putem spune că avem un mod de viață mănăstiresc de tip unit sau greco-catolic. Avem un mod de viață ortodox sau aposian, care la rândul său cunoaște diferite forme de manifestare. Dar în perioada respectivă nici nu este bine întemeiată, haideți să revenim, nu este bine întemeiată Biserica Unită și deja apar și călugări uniți. Este puțin greu. Mănăstirea de la Băița din județul Mureș scapă urgiei generalului Bucov, care a fost trimis de împărăteasa Maria Tereza să distrugă toate mănăstirile de lemn și de piatră ortodoxe din Transilvania. Dar cum presiunea Habsburgilor și a nobililor maghiari era mare, călugării români pleacă peste munți. Ultimele date legate de mănăstirea de la Băița ne vorbesc despre distrugerea ei după anul 1780. Au rezistat până în momentul în care nu și-au mai putut regăsi identitatea. Indiferent, orice viețuitor, chiar dacă este retras în pustie de multe ori sau în diferite zone din munte sau din pădurile din arealul geografic al țării noastre, aveau nevoie și de biserică. Trebuia să coboare măcar să se împărtășească, să se spovedească. Ori erau lipsiți tocmai de acest segment. Și atunci au preferat, având experiența trecutului, să treacă munții, să meargă dincolo. Pentru că le lipsia centralitatea, potirul euharistic. Și erau clare, evident că erau urmăriți. Avem cazuri concrete în care, după cum aminteam, hotărârea privind distrugerea mănăstirilor, cele de lemn arse, de piatră distruse. Iar cei care împiedecau trebuiau să plătească, atenție, cu capul. Cu siguranță informațiile care se vor descoperi, nu putem conchide că știm totul. Cu siguranță generațiile următoare vor relieva alte și alte aspecte, noi aspecte.
Au fost mulți care au preferat să moară decât să renunțe la acest mod de viață. Dar, pe măsură ce a trecut timpul, văzând că nu își mai pot dedica exclusiv modul lor de viață în spațiul țării ardelene, au plecat dincolo. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o sândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Emisiune realizată cu sprijinul Mitropoliei Ardealului, Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia.